Salut! Ne revedem încă o dată cu eroii uitați, iar astăzi chiar cu o eroină. Una care a refuzat să fie doar o simplă gospodină și care a devenit prima femeie avocat din România. Ea este Sarmiza Bilcescu Alimănișteanu. Poate nu e cel mai ușor nume de memorat, dar vreau să mă asigur că nu o să-l uitați, așa că îl voi tot repeta. Sarmiza Bilcescu Alimănișteanu. Sarmiza Bilcescu Alimănișteanu s-a născut într-o familie de mici boieri de țară. Familia sa era prietenă cu familia lui Ion C. Brătianu. De Sarmiza Alimănișteanu amintește și fiica cea mare a lui Ion C. Brătianu, Sabina Brătianu Cantacuzino, și povestește cum se juca în copilărie cu Sarmiza, numită în cercul familiei Miza. Deși a fost educată pentru a urma o viață de gospodărie, una care ideal trebuia să se consume alături de soț și copii, Sarmiza decide să se înscrie la universitate. A plecat la Paris pentru a studia dreptul de la Sorbona, unde este șefă de promoție în 1888. Sistemul universitar francez îngreuna mult accesul fetelor, însă ea s-a înscris ca bursieră străină. În paralel, în România era permis accesul fetelor tot pe principii restrictive la facultățile de litere și de medicină. Sarmiza Bilcescu Alimănișteanu s-a înscris și la doctorat, pe care l-a susținut în 1890 cu o teză despre statutul juridic al mamei în dreptul român și francez. Lucrurile nu au fost ușoare pentru ea. Unii dintre profesori i-au creat dificultăți, fiindcă nu concepeau ca o femeie să poată studia științele juridice. Pe ea, în schimb, toate provocările au determinat-o să devină prima femeie din Europa doctor în drept. Toată presa europeană, inclusiv cea din România, a prezentat faptul ca pe un eveniment cu totul excepțional. Așa că zic să nu-l uităm nici noi. Întoarsă în țară pe valul faimei dobândite, e primită cu drepturi depline în baroul de Ilfov, care este actualul barou de București. Iar președintele acestei instituții, omul politic și avocatul Tache Ionescu, a omagiat-o într-un discurs plin de patetism. Cum niciun text de lege nu condiționa apartenența la sexul masculin, avocații au concluzionat la finalul dezbaterilor. Nu este cu putință de a împiedica petiționara de a fi înscrisă ca avocat. Sarmiza nu a reușit din cauza prejudecăților să practice avocatura. Dincolo de pregătirea sa profesională ireproșabilă, nu a avut clienți. Deoarece românii, ca peste tot în Europa, nu aveau încredere într-un avocat femeie. A renunțat la avocatură și s-a căsătorit în 1897 cu inginerul Constantin Alimănișteanu, care provenea și el dintr-o familie de liberali. S-a numărat printre doamnele care au pus bazele Societății Domnișoarelor Române, o societate care urmărea emanciparea femeilor din România. Prima femeie avocat din România, deși nu a profesat, a deschis drumul pentru cele care astăzi reușesc să o facă. Am fost Virgil, pe episodul următor.